Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să vă prezint o prăjitură iubită de multă lume și anume prăjitura tăvălită. Este o rețetă foarte bună pe care sper să o încercați și voi cu prima ocazie. Pentru început vom separa 5 ouă la temperatura camerei. Peste albușuri vom adăuga un praf de sare, iar apoi vom începe să le mixăm la viteză mare până ce ele își vor dubla volumul. Odată ce albușurile își dublează volumul, vom adăuga treptat și 10 linguri de zahăr și vom continua să mixăm până ce vom obține o bezea destul de fermă. Pentru un gust mai bun, vă recomand să adăugați și un pliculet de zahăr vanilat. Odată ce și zahărul vanilat este bine încorporat, vom adăuga treptat și cele 5 gălbenușuri de ou. Când și gălbenușurile sunt bine încorporate, trebuie să adăugăm și 10 linguri de ulei, dar de data aceasta vom scădea viteza mixerului, trebuie să mixăm totul la viteză mică. Acum vom cerne treptat și făina împreună cu o linguriță de praf de copt. Vom avea nevoie de 10 linguri de făină și o linguriță de praf de copt și cu ajutorul mixerului vom încorpora foarte bine și făina, dar după cum am spus, la viteză mică. Cam așa arată compoziția la final, acum ce trebuie să facem este să o transferăm într-o tavă pe care o vom tapeta înainte cu hârtie de copt. Dimensiunea tăvii mele este de 23x17 cm. Vom introduce tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 35-40 de minute sau până când blatul este bine copt. Cât timp blatul este la cuptor, ne vom ocupa și de sirop. Vom avea nevoie de 400 de ml de lapte, peste care adăugăm 150 de grame de ciocolată, două linguri de cacao, iar la sfârșit vom adăuga și esență de rom după gust. Trebuie să punem oala la foc mediu și să gătim totul pentru câteva minute sau până când ciocolata se topește. Și siropul este gata, îl vom transfera într-un bol curat și îl vom lăsa să se răcească. Între timp s-a copt și blatul, după cum vedeți, a crescut foarte bine, acum ce trebuie să facem este să îl lăsăm să se răcească foarte bine. Odată ce blatul s-a răcit, el trebuie tăiat în cuburi potrivite, le puteți tăia mai mari sau mai mici, eu am tăiat și marginile, dar acest pas este opțional, deci îl puteți omite. După cum am spus, blatul odată răcit îl vom tăia în cuburi. Acum fiecare bucată de blat trebuie să o trecem prin siropul pregătit anterior, sirop care acum este rece. Eu am ales să tăvălesc prăjitura prin nucă măcinată, dar o puteți tăvăli și prin nucă de cocos. Vom avea nevoie de aproximativ 200 de grame de nucă măcinată. Vom proceda la fel până ce vom termina toate bucățile de blat. Și aceasta a fost rețeta de astăzi. După cum ați văzut, este o rețetă destul de simplă, iar la sfârșit veți obține o prăjitură foarte delicioasă. Sunt sigură că veți rămâne surprinși de rezultat odată ce veți încerca această rețetă. Vă mulțumesc pentru vizionare și pentru că m-ați urmărit până la capăt. Nu uitați să dați un like acestui clip și să mă urmăriți dacă vă plac rețetele mele și până la următoarea rețetă, vă doresc numai bine.